Un echipaj de jandarmi aflat marți 11 iulie ora 9 în misiune în stațiunea Mamaia a observat un tânăr care a început să se agite și a luat-o la fugă la vederea lor. Incidentul a avut loc în zona Perla. Tânărul s-a oprit abia după ce a fost somat. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că are 16 ani și este din Medgidia, după care i s-a făcut controlul corporal. Asupra lui s-a găsit suma de 600 de euro și 450 de lei. Întrebat de unde are această sumă mare de bani, adolescentul a răspuns că de la părinți și că a venit să se distreze în Mamaia. După mai multe întrebări ale jandarmilor, a recunoscut că a sustras suma de bani din parcarea aflată în apropierea unui hotel dintr-un autovehicul parcat. Avea ușa deschisă, l-am urmărit, pur și simplu, am luat banii și am așteptat, am stat în gară, până am plecat. Și când a plecat? Da, am venit de m-am plecat. Sunt de vacanță. Tânărul a fost condus și predat la sediul biroului de poliție Mamaia și a amintit că a mai sustras și alte bunuri de valoare din alte autovehicule. Ulterior, a recunoscut că a operat îndeosebi pe plajă și în parcări. Cercetările sunt continuate la biroul poliției Mamaia sub aspectul comiterii faptei de furt. Pentru siguranța turiștilor și în special pentru evitarea neplăcerilor pe timpul vacanței petrecute pe litoralul Mării Negre, Jandarmeria Română sfătuiește cetățenii să nu aibă bunuri de valoare la vedere în camerele de hotel, pe plajă sau în autoturisme, să se asigure întotdeauna că au încuiat ușa și au închis ferestrele camerei unde sunt cazați sau ale autoturismelor și să nu parcheze în locuri ferite sau slab luminate. Pentru solicitări, cetățenii pot apela non-stop numărul unic de urgențe 112.